Bună, slimerii mei, eu sunt Alisa și voi sunteți pe canalul meu. Iar astăzi eu o să vă arăt cum să faceți Glitter Bomb Slime fără borax. O să fie un tutorial puțin mai rapid, însă o să fie un tutorial superb. În primul rând ne va trebui ceva în care să amestecăm și ceva cu care să amestecăm. Apoi vom pune lipiciul nostru în vas. Eu l-am pus deja, de ce? Pentru că se pune foarte greu. Nu se vede pentru că e transparent. Folosesc acest lipici. Am folosit acest lipici și la videoclipurile trecute. Și o să vă arăt astăzi cum să faceți Glitter Bomb Slime. Însă înainte, aș vrea să vă spun că în descriere aveți linkul la videoclipurile anterioare. Videoclipul în care fac caramel slime și videoclipul cu Italian Haul de dulciuri și snacks-uri. Deci să-i dăm drumul. Avem aici lipiciul. Al doilea ingredient care ne va trebui este sclipiciul. Puteți folosi orice fel de sclipici. Facem o bombă de sclipici, așa că ne trebuie mult. Iar acum, ca să nu folosim borax, ne va trebui puțin detergent. Nu s-a pus. Și slime-ul deja începe să se formeze. O să prindă culoarea detergentului, dar e ok. Și vom adăuga detergent până când va deveni nelipicios. Și când nu se mai lipește, trebuie să ne jucăm puțin cu el și va deveni exact așa. Deci chiar este o bombă de sclipici. Se întinde și este super. Puteți folosi orice fel de activator, puteți folosi borax, puteți folosi detergent, soluție pentru lentile. Însă, pentru că am spus că e fără borax, nu voi folosi borax. Și acesta este slime-ul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe și comentarii cu ce vreți să mai vedeți pe acest canal. Bye!